Am un sfat pentru cei care călătoresc în străinătate, chiar cu un contract de muncă, și avem multe românce care merg și le merge bine acolo. Însă, sfatul meu este pentru cei care ne ascultă să stabilească un cuvânt de siguranță, o parolă, dacă vreți, pe care să o poată transmite celor de acasă în cazul în care este în pericol. De exemplu, dacă soțul, dau un exemplu, ea să-i spună soțului, dacă se află în pericol și nu poate vorbi din cauza traficantului care este acolo sau traficantei care este acolo, poate să-i spună, abia aștept să vin acasă și să mergem iarăși în Italia împreună, undeva unde ei n-au mai fost niciodată. Și soțul, care ar trebui să înțeleagă ce se întâmplă, ar trebui să anunțe organele de ordine. Da, pentru că fiind acolo cei care le-au racolat, nu pot să spună, exact. Nu pot să se apere, dar așa, folosind un cod. Exact. Dar vedeți că nu ne gândim, de multe ori plecăm într-o vacanță sau plecăm în diferite locuri și nu putem să concepem așa ceva, dar este un lucru la care ar trebui să ne gândim, pentru că este destul de simplu și este pentru siguranța noastră.